Bună ziua și bine ați venit la cel de-al 11-lea laborator de programare Java. Iată că suntem aproape de finalul seriei de laboratoare. Dacă săptămâna trecută am discutat despre UDP, despre sockets în general, am vorbit despre conceptele de socket, despre conceptul de socket și am văzut cum putem să comunicăm de la un client la un server în modul, să-i spunem, peer-to-peer, un computer e client, celălalt computer e server și comunică în mod direct, schimbă mesaje prin protocolul UDP. Săptămâna aceasta vom discuta despre alt protocol, tot foarte folosit, chiar mult mai folosit decât UDP, numit TCP, Transport Control Protocol. Da, e un protocol mai popular, să zic, decât UDP. Spre deosebire de UDP, care merge pe ideea de pachete, adică am serverul, am clientul, de exemplu, pornesc serverul, clientul trimite un pachet serverului, serverul așteaptă primirea pachetului, după aia își creează și el un pachet, eventual și îl trimite înapoi. Da? Ați văzut că trimiterea se face pe bază de pachete. În cazul UDP-ului, dacă una dintre componente, serverul sau clientul, trimite un pachet și celălalt ascultă, nu se întâmplă nimic, adică nu aruncă nicio excepție faptul ăsta, pentru că așa e gândit UDP-ul, dacă un pachet e trimis și nu mai ajunge, se consideră pachet pierdut și gata. În cazul TCP-ului, cel puțin în Java, dacă un pachet nu se mai transmit pachete, ci se folosesc streamuri, dacă în cadrul unui stream se trimit niște date și datele nu ajung, o să vedeți că se aruncă o excepție, că acele date nu au ajuns cu succes până la destinatar, fie el client, fie el server. Asta și pentru că, spre deosebire de UDP care folosește pachete, așa cum ziceam, TCP-ul folosește streamuri, în sensul de input-output streams, da? Nu neapărat, nu lambda streams sau functional streams, ce discutam în laboratoarele trecute, ci IO streams, input-output streams, de genul input stream, output stream, data output stream, data input stream, da? Asemănător cu lucru cu fișiere, de fapt, ce am făcut în laboratorul în care am discutat despre lucru cu fișiere. Și atunci, fiecare dintre entități are un input stream și un output stream. În input stream primește mesaje, în output stream, sau folosind output stream, trimite mesaje către cealaltă entitate. Acum, ca să mai variem puțin lucrurile, dacă data trecută am făcut un exemplu cu peer-to-peer, adică un client și un server care își trimiteau reciproc mesaje, azi o să facem un exemplu cu un server care e punct central și există mai mulți clienți care se conectează la acest server. Și fiecare dintre clienți o să trimită mesaje serverului și serverul răspunde cu acel mesaj către toată lumea. Face un fel de broadcast până la urmă. În TCP nu există clase special dedicate, în UDP există și clase special dedicate pentru broadcast server. Da? Un server care atunci când primește mesaje, trimite către toată lumea. Noi o să le implementăm manual în TCP. Ok, o să semene cumva, poate ați prins vremurile cu Mircu, dacă mai țineți minte. Da, Mircu, fel de bunicul Yahoo Messenger-ului, care e fel de bunicul, nu știu, Messenger-ului de la Facebook sau WhatsApp-ului din zilele noastre. Era o modalitate de comunicare prin care deschideai o aplicație, puneai o adresă unde știi tu că e un server pe care vrei să intri și când intrai pe serverul respectiv, toată lumea vorbea cu toată lumea. Adică nu existau, nu puteai să vorbești cu cineva în particular, s-ar putea să fi fost și opțiunea asta, nu mai țin minte, dar în principal, da, erau camere de asta de comunicare și toată lumea vorbea cu toată lumea. Cam asta o să încercăm să replicăm și noi în exemplu de azi. În regulă. Hai să facem un nou proiect, File, New, Java Project. Hai să ne creăm proiect, o să zic eu la 11. Dăm Finish. Așa, hai să ne creăm două pachete, unul pentru client, unul pentru server. Clic stânga, clic dreapta. New. Package. row.ac.acs.server și încă unul, clic stânga, clic dreapta, new package, row.ac.acs.client. Ok, hai să creăm serverul prima dată, clic stânga, clic dreapta și aici, new class și spunem TCP server. Și bifăm public static void main. La fel ca data trecută, o să aleg să scriu codul main în clasă, astfel încât să fac clasa executabilă în mod direct. Și dau finish.
Ca și la exemplu cu UDP, o să merg etapizat, da? Construiesc exemplu din aproape în aproape, astfel încât să fie mai ușor de înțeles. Ok. Care sunt clasele ce sunt folosite pentru server TCP? Prima dată avem clasa, o să folosesc un try resources, server socket. Server socket, da? E socketul aferent unui server care mă poate ajuta la obținerea unui socket, unei modalități de comunicare cu un client. Hai să zic server egal cu new server socket de și trebuie să-i dau portul. Server socket de un anumit port. Imediat rezolvăm și problema asta. Try, hai zicem catch de exception e.printStackTrace și aici la server socket, da, trebuie să găsim un port liber. Ca și data trecută, dacă vrem, putem să mergem în command prompt. Să spunem aici netstat -an și vedem o listă completă cu toate porturile ce sunt utilizate. În cazul nostru acum nu ne mai interesează protocolul UDP, ci ne interesează protocolul TCP. Da, și dacă ne uităm aici, vedem o listă cu toate porturile, dacă e să folosim tot. Noi pe noi ne interesează 127.0.0.1, că e IP-ul de localhost și pare că 7.777 pe care l-am utilizat și data trecută nu e folosit, da, de nicio aplicație. De obicei, poate vă ziceam și data trecută, porturile până la 4.000 sunt dedicate sistemului de operare și nu e recomandat să le folosim. S-ar putea să fie libere, dar ele sunt dedicate cu precădere sistemului de operare și atunci e bine să alegem porturi peste 4.000. Iarăși, nu ne poate garanta nimeni că orice port peste 4.000 e liber. Sunt diverse aplicații care folosesc porturi peste 4.000. Un exemplu e TeamViewer, alt exemplu e Skype. Da? Folosesc tot felul de porturi ale lor dedicate. Mă rog, mai mult sau mai puțin dedicate. Unele aplicații chiar au un fallback, adică încearcă să folosească un port și dacă portul respectiv e folosit, trec pe următorul sau pe altul, da, fac vreo două, trei încercări până să nu mai meargă, să zic așa. Pe de altă parte, sunt și porturi standard, 8.0 pentru HTTP sau 80, portul 80 portul standard de HTTP, portul 25 portul standard de FTP, portul 443 portul standard de HTTPS și așa mai departe. Da? Deci aici o să zicem 7777, 7777, care e mai mare decât 4000 și am văzut noi în consolă că nu e folosit de nimeni. Acum, metoda accept, server.accept, a clasei server socket, ne returnează un socket și ne explică și aici. Listens for a connection to be made to the socket and accepts it. The method blocks until a connection is made. Da? Deci aici, iarăși o metodă blocantă, e un fel de packet.receive de la UDP, și ăsta returnează un socket. Ăsta e, de fapt, socketul prin care serverul meu comunică cu un client anume. Și ăsta trebuie importat din JavaNet. Da? Deci, linia asta e o linie blocantă. Până când nu se face o conexiune, rămâne blocat tot codul la linia 10. În momentul când a primit o conexiune, această linie de cod este executată și se poate trece mai departe. Și în momentul când s-a conectat un client, o să iau, în cazul meu, dacă vreau ca acel client să trimită prima dată date și serverul prima dată să primească, o să iau input stream-ul astfel încât să citesc datele trimise de client. Și atunci pot să zic input stream. Bineînțeles, trebuie și să importat din Java.io egal cu socket.getInputStream. Da? Și mai departe, acum, având un input stream, depinde în ce formă trimit datele de la server, adică în ce formă vreau să comunic. Pot să comunic în mod text și atunci citesc ca și cum aș citi dintr-un fișier text, pot să comunic în mod binar și atunci citesc ca și cum aș citi dintr-un fișier binar, scris ca primitive, adică folosind data input stream sau scris direct ca un obiect serializat, folosind object input stream dacă vreau. Depinde în ce format, da? Trebuie să am, până la urmă, un limbaj comun între server și client, adică trebuie să am grijă ca modul în care trimit datele să fie și modul în care le primesc sau care le citesc. Eu o să folosesc un data input stream și o să le trimit cu metoda writeUTF, dacă mai țineți minte de la fișiere, și readUTF. Da, metodă care
se realizează binar, să zicem, cu toate că binar de fapt înseamnă să encodeze acel string UTF pe 8 bits, Unicode, da? Folosind tipul de encodare Unicode. Deci o să zic eu un data input stream, egal cu new data input stream de input stream. Ok. Și aici o să am un data input stream .read UTF. Da? Și asta ne returnează un string. String message, să zicem. Egal cu data input stream.read UTF. Și am obținut mesajul, îl putem și afișa. Sys out message. Da? Cam așa s-ar primi date la nivel de server. Hai să scriem și mesajul de data trecută. Aici, uite, să zic un sys out server started on port 7, da? Și 47, 7770. Acum, dacă e să rulăm acest server, da? El o să pornească, o să zică server started on port 7 și rămâne așa, pentru că la linia 13 așteaptă conexiuni și până când nu se face o conexiune, nu există un client care se conectează la acest server, nu o să treacă mai departe și rămâne așteptând. Da? Spune server started on port 7777 și rămâne așa. După ca la linia 13, în momentul în care s-a conectat un client, atunci continuă efectiv cu execuția și afișează mesajul primit de la acel client. Aceeași problemă ca și data trecută, dacă încerc să pornesc două servere TCP pe același port, îmi aruncă excepție de tip bind exception. Uite, mai dau run odată. Da, bind exception, address already in use, net bind. Dar nu poate folosi același port pentru două procese diferite. Și asta e valabil pentru orice aplicație, nu doar pentru serverul nostru. Da? Două aplicații diferite, două procese diferite la nivelul sistemului de operare nu pot folosi același port de comunicare. O să opresc eu acest, sau mă rog, o să șterg această consolă și rămân cu prima consolă. Da? Vedeți că e singura, asta îmi pare grayed out aici, disabled. O să opresc și acest server până nu scriu și codul la frame clientului, nu o să pot să continui. În regulă, atunci hai să scriem clientul. Da, iarăși, da, merg, clic stânga, clic dreapta pe client, pe pachetul roase acest client, new class, îi spunem TCP client, da, bifăm și aici public static void name, ca să fie un proces distinct față de server. Ok, și ce o să avem în client? O să folosesc tot un try with resources, da, și avem try. O să zic eu socket de data asta, dar asta nu mai e server, deci nu folosești un server socket. Socket egal cu new socket și există un constructor al clasei care primește, trebuie importat socket din JavaNet, adresa și portul. Ca și data trecută, adresa e localhost pentru că o să lucrăm pe același calculator, adică și serverul și clientul vor fi pe calculatorul meu și portul e 7777. Ok, ăsta poate să arunce, bineînțeles, excepție, așa că hai să prindem toate excepțiile, dar o să zic exception aici. E.printStack. Ok. Ăsta e socket. În momentul când a pornit codul, a început execuția funcției main, dacă există un server care ascultă deja pe localhost, pe portul 7777, intră în try și încearcă să execute codul. Dacă nu există, aruncă o excepție. Da, uite, dacă îi dăm run acum, stă puțin și aruncă o excepție de tip connection refused. Da? Spre deosebire de UDP, la care vă ziceam că conexiunea nu vă spune. Adică pur și simplu dacă porneam un client care trimitea un pachet pe UDP, trimitea pachetul respectiv doar că nimeni nu îl primea. Aici fiind o conexiune permanentă între server și client, dacă el încearcă să realizeze conexiunea, dar nu la capătul celălalt nu-i răspunde nimeni, aruncă excepție de tip connection refuse, da? Dă un fel de timeout. Hai să trimitem mesajul, da? Și atunci o să avem iarăși, mă rog, în oglindă față de server, o să avem un output stream de data asta. Output stream egal cu socket.get output stream. Ok. Apoi o să avem un output stream, un data output stream, data output stream. Să zicem data output stream sau data output
Bine, am zis data output din greșeală, data output string. Și importăm pe ăsta, nu pe data output. Data output string egal cu new. Hai să trec pe linie nouă, new data output string. De output string. Și apoi data output string punct write UTF de data asta. Da, de să zicem că ăsta zice hello. Ăsta fiind clientul. În regulă. Și cam asta e tot codul. El ce o să facă? O să încerce conexiunea. Ați văzut că dacă nu există serverul pornit, aruncă excepție, connection refused. Dacă serverul e pornit, atunci trimite mesajul hello și se oprește. Neavând un loop infinit încă, asta e tot ce face. La fel și serverul. Așteaptă o conexiune, așteaptă când a primit-o, citește mesajul trimis și se oprește. Hai să vedem cum funcționează. Pornim serverul. Server started on port 777, așteaptă conexiunea, pornim clientul. Da? Și serverul acum a terminat execuția, apare aici terminated. Da? A primit mesajul hello, clientul pe de altă parte nu a primit niciun mesaj și doar e terminated. Da? Terminat execuția, mi-a trimis mesaj. Hai să facem și comunicarea inversă, în sensul că și serverul îi răspunde clientului cu un mesaj. Lucrurile stau similar, da? O să am nevoie de un output stream și în server și de un input stream în client. Și atunci o să avem aici un output stream, să zicem output stream, egal cu socket.getOutputStream, un data output stream, data output stream egal cu new data output stream de output stream și acum o să scriu un mesaj, da, folosind acest data output stream. Deci data output stream .writeUTF de, să zicem că serverul răspunde cu hi. Da. Asta a zis hello, serverul zice înapoi hi. Apoi avem în TCP client o să primim mesajul, da? Deci o să avem un input stream. Input stream egal cu socket.getInputStream. Data input stream. Data input stream egal cu new data input stream. De input stream. Și o să zic string message egal cu data input stream punct read UTF și apoi afișez mesajul, da? Sys out de message. Hai să dacă totul e în regulă, o să pornesc serverul. A pornit, o să pornesc clientul. A pornit și ăsta și dacă ne uităm acum, serverul are mesajul hello primit de la client, clientul are mesajul hi primit de la server. Acum, da, bineînțeles, putem să reluăm ce am făcut data trecută, să facem același exemplu, o să pun un while true și atunci ăștia au trimit mesaje unul altuia la infinit, după aia o să-mi dau seama că dacă pun doar un while true în main, din cauza că citirea de mesaje e blocantă până nu trimit un mesaj, nu pot să primesc un mesaj și atunci trebuie să mai creez un fir de execuție și un fir de execuție să se ocupe cu trimiterea mesajelor și celălalt fir de execuție să se ocupe cu primirea mesajelor. Ei, o să fac ceva de genul ăsta, dar vă ziceam că aș vrea să fac un server care acceptă mai multe conexiuni în același timp, de la mai mulți clienți. Și atunci hai să vedem cum modificăm codul. Chestia asta de obicei se numește refactoring. Situația în care îți rescrii codul astfel încât să corespundă noilor cerințe. Și atunci hai să vedem cum facem un mic refactoring, astfel încât să putem avea mai mulți clienți în același timp și acești clienți să primească toți mesajele atunci când un client dintre ei trimite mesajul către server. Și atunci o să modific eu puțin exemplu, în sensul în care o să creez în clasa asta, o să-mi iau un socket privat, private socket. Ăsta va fi socketul clientului care îmi trimite mie mesajul,
Da? Și o să am nevoie și de o listă. O să o pun statică ca să o pot accesa direct din main. Nu e obligatoriu, dar poate să fie o variantă static. Și o să fac o listă de tot de socket și ăștia vor fi de fapt clienții. Da, clients. Egal cu new și o să zic eu vector. Bineînțeles, tot de socket, dar știți că nu le voie să specific neapărat. Hai să import list și vector. Așa, care e ideea? Deci, socket va fi socketul de comunicare doar cu unul dintre clienți. În clients o să am toate socketurile, inclusiv ăsta. Acum, by default, ce o să fac când primesc un mesaj, îl trimit către toată lumea înapoi, inclusiv către clientul care mi-a dat acel mesaj. Dacă vreau, pot să fac o validare, în sensul în care verific în clients, da? Și când fac for-ul ca să trimit mesajul către fiecare, verific dacă nu cumva unul dintre socketuri e socketul ăsta și atunci către clientul respectiv pot să-l trimit. Da, e o validare suplimentară pe care pot să o fac. Dar ideea asta e că vreau să permit mai multe conexiuni. Când permit o conexiune nouă, salvez aici. Asta e conexiunea cu, sau e socketul cu clientul curent, cel care îmi trimite mesajul. Și o să am nevoie de asta, o să vedeți imediat. Hai să fac un constructor al clasei. Da? Acum o să vedeți că pe viitor apelez acest, atât socket cât și clients din ambele thread-uri, adică și din main și din thread-ul secundar. Din punct de vedere al sincronizării nu e nicio problemă. Clasa socket e thread safe, e built-in thread safe, adică are partea de sincronizare deja scrisă, nu nevoie să scriem noi. Clasa vector, pe de altă parte, e thread safe. De asta am preferat să folosesc vector și nu ArrayList. Vă ziceam eu la laboratorul dedicat Java Collection Framework că diferența între vector și ArrayList e că una dintre ele este thread safe și una dintre ele nu e thread safe. Ei bine, vectorul e thread safe, ArrayList-ul nu e thread safe. Dacă vreau să fie ok pentru folosirea pe mai multe fire de execuție, trebuie să fac eu parte de sincronizare. Și așa că am ales vectorul care e deja creat thread safe. Hai să fac un constructor pentru clasa TCP server. Da, care primește socket. De fapt, de ce voi avea nevoie de asta? Și am this.socket egal cu socket. Pentru că pentru fiecare client, vă dați seama că va fi nevoie de un fir de execuție nou. Că eu n-am cum să mă conectez cu 20 de clienți în același timp și să am o modalitate de a comunica cu fiecare. Și atunci asta o să fac. De primit mesaje, adică toată gestiunea asta cu clienții pentru fiecare client pe un alt fir de execuție. În felul similar procedează și alte tehnologii. Da? Vă ziceam și data trecută că un, de exemplu, un server, din punct de vedere software, nu e nimic altceva decât un proces care rulează la infinit, care are un while-tru în interior. La fel de bine, anumite servere, și un exemplu sunt serverele de PHP, chiar asta fac ce facem noi, adică în momentul în care un client nou, client pentru un server HTTP însemnând un browser, da, o persoană s-a conectat din browser la site-ul respectiv, site-ul respectiv sau serverul software PHP pentru acel client folosește un thread nou. Se mai conectează un client, mai folosește un thread nou, se mai conectează un client, mai folosește un thread nou. E adevărat că la un moment dat le refolosește. Adică dacă unul s-a deconectat, refolosește acel thread ca să nu mai creeze unul nou. Problema la site-urile PHP și alte tehnologii mai vechi e că nu sunt scalabile. Dacă ai 30.000 de clienți în același timp, s-ar putea să nu poți să creezi 30.000 de thread-uri și atunci nu mai funcționează aplicația. Față de alte tehnologii care merg pe alte principii și sunt mai scalabile. Acum, na, noi nu o să folosim serverul ăsta, nu o să fie un mirc pe bune, dar undeva la câteva zeci, poate chiar sute de conexiuni simultane o să accepte. Ok, deci avem this.socket egal cu socket și hai să mutăm partea asta, o să mut partea de primire și partea de trimitere pachet separat, da? Niște metode. Adică atunci când vreau să primesc un pachet, hai să zic public string receive, da, asta e metoda prin care primesc un pachet și partea de primire e asta, da, fără server.accept, asta input stream egal cu data input stream, string message și sistemul print line, în loc să printez o să returnez, da, ca ideea asta, eu să dau control X, mă duc aici în receive, control V și cum vă ziceam,
aici, în loc de sistem out print line message, o să zic return message. Nu, returnez mai departe, rămâne de văzut ce fac cu el. Bineînțeles, am scos din try catch, am nevoie de un alt try catch. Da? Pot să dau click aici, să zic send on the try catch și o să mut și codul de mai jos. Control X, Control V și mă rog, acum o să se plângă că nu returnează nimic. Pot să zic de la început, uite, un string message egal cu un șirvit. Aici message egal cu data input stream. Da, și la sfârșit return message, indiferent că a crăpat sau n-a crăpat, da, ori returnează un șirvit, ori returnează efectiv mesajul. Da, asta e partea de primire a pachetului. Folosindu-se de socket-ul salvat la nivelul clase, da, de acest socket, se obține get input stream pentru acel obiect și se primește un mesaj. Similar, o să am partea de trimitere, doar că vă ziceam că de trimis nu o să trimit către un singur socket, cum am făcut acum, ci către toate socketurile din lista de clienți, pentru că fac broadcast. Când am primit un mesaj, îl trimit înapoi către toată lumea. Și atunci hai să fac o metodă public void send de string message. Da? Și acum mut partea de trimitere, adică asta. Asta e partea de trimitere. Da? Deja rămân cu main-ul destul de mic. Ok, și în partea de send o să-l trimit de fapt către fiecare socket din client. Da? Și așa că hai să fac un for each. Da? Deci for socket s două puncte în clients. Da? Deci un enhanced for sau for each. Pentru fiecare socket în clienți o să fac asta. Data output stream egal cu s. Deci iau output stream-ul acelui client. Apoi fac data output stream egal cu new și write UTF de mesaj, bineînțeles. Message. Hai să fac și aici surround-ul try catch. Da? Și cam așa ar arăta metoda de send. Acum, ce o să facem? Păi cât timp că a rămas cu socket-ul ăsta nefolosit de nimeni? O să folosesc un loop infinit și el și da, while true. Ce o să fac? O să fac câte un socket.accept, asta înseamnă că la infinit eu accept conexiuni noi, că asta înseamnă server.accept, adică cât timp rulează serverul, lasă oricâți clienți să se conecteze prin server.accept. Și în momentul când un client s-a conectat, îl adaug în lista de clienți. Da, clients.add, clients.add de socket. Dar l-am adăugat în listă ca să știu că face parte din clienții conectați la server. Și ce o să mai vreau? O să vreau să pornesc un nou thread pentru acel client. Da? Ca să fac asta, e nevoie să derivez clasa TCP server din thread. Da? Ca să am metoda run și pe alt fir de execuție, de fapt ce va trebui să fac tot așa la infinit, primesc mesaj, îl trimit către toată lumea, primesc un mesaj, îl trimit către toată lumea și tot așa. Da? Deci while true, accept o conexiune nouă, îl adaug în lista de clienți, ăsta fiind blocant până când nu se conectează altcineva, rămâne la linia 53 și așteaptă. Iar la nivelul clasei, hai să zicem TCP server extend thread, da? Derivând clasa thread, bineînțeles că avem metoda run, deci după receive și send, hai să zicem aici un run, control space enter, da, override metod run, iar metoda run, while true, da? While true, la infinit, pentru acest fir de execuție, pentru această instanță, de fapt, de server, ce să fac? Păi primesc un mesaj, o să zic string message egal cu receive și după ce l-am primit, îl trimit către toată lumea. Send the message. Da? Și asta repet la infinit. Primesc un mesaj, îl trimit către toată lumea. Primesc un mesaj, îl trimit către toată lumea. Și tot așa. Și acum ca să și pornesc metoda run,
Am receive send. Aici, după ce am adăugat socket-ul în lista de clienți, pornesc o instanță de server pentru el. Da? Un fir de execuție din server va fi dedicat strict acelui client. Adică o să zic un TCP server, hai să zic server instance, egal cu new TCP server de acel client, adică de socket. Da? Socket-ul e clientul curent pe care l-am acceptat și server instance punct start. Da? Ca să pornim thread-ul. Da? Și în acest fel noi suntem siguri că acel client pornește și așteaptă la infinit primirea de mesaje și trimite mesajele mai departe, acel server, pardon, acea instanță de server așteaptă primirea de mesaje și trimite mesaje mai departe către toți clienții. Hai să dăm și codul din client. Da? Clientul nostru momentan, ce face? La infinit, da, primește un mesaj și trimite un mesaj și primește un mesaj după aia de la server. Doar că noi vrem să facem ca și data trecută, să primească mesajele pe un fir de execuție și să le trimită pe un alt fir de execuție. Altfel, până nu trimite ceva, nu o să primească restul de mesaje și e puțin ciudat, să zic așa. Da? Și atunci o să spun TCP client extends thread și aici. Da? O să avem și aici metoda run, control space, enter. Da? Și hai să zicem că în metoda run o să avem primirea de mesaje, iar în metoda main, metoda principală, o să avem trimiterea de mesaje. Hai să fac și aici tot la fel cu instanță de socket. De data asta socket-ul va fi unul singur, socket-ul de comunicare cu serverul. Da? Din punct de vedere al clientului, e un singur socket, cel prin care comunică cu serverul, doar serverul știe că există mai mulți clienți. Un client nu știe de existența celorlalți clienți. Ok, și atunci aici să zicem private socket. Socket. La fel o să creez aici un constructor prin care să se cheamă injectez sau să primesc ca parametru acest socket. TCP client de socket, socket. Da, this.socket egal cu socket. Ok. Și aici metoda run, hai să primesc, spuneam, să scriu partea de trimitere. Partea de trimitere era asta, de aici, cu input string. Da? Și atunci control X, la partea a doua, cu partea de primire mesajelor, scuze, nu de trimitere. Și aici zicem while true, cât timp true, la infinit, input stream e socket.get input stream, data input stream e new data input stream, read UTF și print line message. Ăsta e codul, doar că trebuie pus și într-un try catch. Poate arunca excepție de tip IA exception. Da, am mutat tot un bloc. Un bloc try catch. Cam așa ar arăta, da? Super run, ca să apelez și implementarea metodei din clasa thread, din clasa de bază și apoi cât timp sau la infinit, am un input stream care e socket.get input stream, îl transform în data input stream, primesc mesajul, îl afișez. Da, asta ca să, chiar dacă eu nu scriu nimic, adică încă n-am scris un mesaj, cât timp ceilalți îmi scriu, ceilalți clienți mă refer, eu să văd mesajele aici. Iar în programul principal, bineînțeles, o să am parte de citire, doar că o să citesc de la tastatură, nu o să citesc, nu o să trimit hello de fiecare dată. Altfel aș face așa un spam cu hello. Da? Și deci după ce am scris metoda asta run, o să-mi iau un scanner aici, înainte de try catch, chiar la începutul mainului, da, o să zic un scanner. Scanner egal cu new scanner din Java util, da? Și asta de systemin. Și aici când e vorba de write, am nevoie de un mesaj, da? Deci nu fac write UTF de hello, ci zic așa: string message egal cu scanner.nextLine. Da, și aici fac write UTF de message. Și aș putea chiar înainte să, bineînțeles, la sfârșit să, numai puțin, să închid și scannerul, dar după catch zic scanner.close. Și atunci chestia asta nu o fac o singură dată, ci o fac tot așa la infinit, că nu vreau să trimit un singur mesaj. Și atunci în interior, da, după ce am deschis scannerul, aici am deschis scannerul, aici l-am închis,
fac un while true. Da, vreau să fac lucrul ăsta, dar nu înainte de a porni thread-ul care îmi permite citirea de mesaje. Da, asta îmi permite trimiterea de mesaje și pentru citire o să folosesc metoda run. Adică o să-mi creez o instanță TCP client, client egal cu new TCP client de socket și apoi client.start. Ah, și în felul ăsta clientul primește în continuu mesaje și la fel la infinit trimite mesaje. Hai să vedem dacă funcționează și n-am omis nimic. Pornim serverul. Da, server stază de un port 777 și pornim mai mulți clienți. Clienții nu o să zică nimic. N-am, o să dăm run o dată. A pornit ăsta de două ori. Mai pornit încă unul de trei ori. Da? Și dacă ne uităm aici în listă, avem un server și trei clienți. Da? Pot să pornesc cât de mulți clienți, important e să nu rămân fără fire de execuție. Și atunci dacă mă duc într-un client, uite, m-am dus în primul dintre ei, da? În ăsta, și zic salut. Da? Toți clienții acum primesc mesajul. Serverul nu are nicio treabă, el doar face partea asta de matching, adică când primește un mesaj, îl trimite către toată lumea. Dar acum dacă ne uităm, da, ăsta e primul client care a și primit mesajul, adică l-a și trimis, l-a și primit, că am zis că trimitem către toată lumea, inclusiv către el. Al doilea a primit mesajul, al treilea a primit mesajul. Acum zicem că al treilea zice ce faceți. Da, a primit și el mesajul înapoi, al doilea a primit ce faceți, primul client a primit ce faceți. Și tot așa, da? Pe măsură ce scriem câte ceva, poți să scrii și mai multe mesaje consecutive. Da? Ăsta a fost unul dintre clienți. Da, a primit cele două mesaje. Ăsta alt. A primit cele două mesaje, cel de-al treilea. Mă rog, el le-a și scris, le-a primit. Da? În momentul în care oprim serverul sau unul dintre clienți, uite, am oprit un client. Da? Nu mai poate comunica cu acela. De fapt, ar trebui o optimizare de făcut. Da? Când se deconectează un client, să știm să-l scoatem din listă. Da? În momentul în care s-a deconectat un client, ar trebui scos din listă ca să nu mai, trimite mesaje către el, că o să avem eroare când încercăm să trimite mesaje către el. Mă rog, am mai putea să facem diferite lucruri, în sensul în care, nu știu, poate să citim un nume al clientului, da? Ca să apară de fiecare dată mesajul, nume, două puncte, și mesajul de la ele, să știm exact de la cine vine acel mesaj. Am putea să mai facem un, nu știu, când pornește serverul, să le dau un mesaj de welcome, ceva de genul ăsta. Da? Se pot face diverse optimizări. Partea cu numele nu e greu de făcut, că pot să fac în client. Dacă e ok și cumva merg pe încredere că chiar ăla e numele real, da, înainte să pornesc toată partea asta de primire, citire, mesaj, pot să vin aici și, uite, după înainte de try catch, să zic un string name egal cu scanner.nextLine și hai să zic un sysout, system out print, fără print line și zicem your name, pardon, trei ghilimele, your name, două puncte, da, și introduce numele. Și după am eu grijă ca de fiecare dată când trimit un mesaj să zic nume două puncte mesaj. Da? Adică aici la message să fac un write UTF de string.format. Hai să trec pe linie nouă. String.format de o să am procent %s, două puncte spațiu, procent %s. Da? Și primul va fi name și message. Da? Și mai am o paranteză aici. A, nu. Acum, da, și în felul ăsta, pentru fiecare client, când pornește execuția, îi cere numele și după aia acel nume va fi folosit de... Adică când trimite mesaj către server, trimite inclusiv cu numele. Sau poți să gestionezi partea asta pe server, ceea ce ar fi mai recomandat, să zic așa, și mai sigur să gestionezi partea de nume. Adică odată ce un client și-a setat un nume pe server, să nu mai poată schimba. Hai să vedem mult. Pornești serverul. Pornești vreo 3 clienți.
1, 2, 3. Și pentru fiecare trebuie să introduc numele. Până nu introduc numele, nu se întâmplă absolut nimic. Hai să le luăm pe rând. Uite, primul server, primul client e Ionel. Al doilea client e Gigel. Și al treilea client e Vasile. Ok, și acum când Ionel spune ceva, da, toată lumea vede că mesajul e de la Ionel. Pac. Pac. Da, acum Gigel zice ceva. Salutare. Da, Gigel a zis salutare către toată lumea. Da, și aici. Și aici. Și aici și așa mai departe. Și asta vă ziceam că acum dacă îl opresc pe ăsta cine-i Vasile, o să am niște erori, da, în server. Pentru că el încearcă de fiecare dată să trimită în continuare mesaje către, na, în server. Da? Că e disconnected. Acum, ce mai putem să facem? O să merg puțin în partea de server. Noi am folosit protocolul TCP mod direct, adică la nivel de socket, la nivel jos. Dar multe protocoale mai la nivel mai înalt folosesc în spate sau la bază protocolul TCP. Sunt protocoale create pe baza protocolului TCP. Și un exemplu e HTTP-ul. E adevărat, există implementări de HTTP și pe UDP, dar majoritatea implementărilor de HTTP sunt pe TCP. La fel, implementările de FTP, File Transfer Protocol, sunt pe TCP. Implementările de SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, folosesc, sunt built on top of, adică sunt bazate pe TCP. Și pentru astea, bineînțeles, nu oprește nimeni să reconstruim noi tot protocolul folosind TCP-ul și să facem exact cum au gândit ei HTTP-ul, dar în Java există clase special dedicate și pentru aceste protocoale. De exemplu, un apel simplu din server, dacă vreau să fac către, uite să mă duc aici la început, până când pornesc serverul, să fac un apel simplu ca să citesc ceva cod HTML, da, pe HTTP, o să-l fac folosind clase dedicate. Și ce o să fac în continuare e un apel de tip GET. De obicei în HTTP se folosesc 4 mari verbe. GET, POST, PUT și DELETE. Da? Fiecare însemnând altceva, respectiv corespund unor operații de tip CRUD se numesc. CRUD vine, e un acronim de la CREATE, READ, UPDATE, DELETE. Vrei să creezi ceva, folosești POST, vrei să citești ceva, folosești GET, vrei să faci UPDATE, folosești PUT, vrei să ștergi ceva, folosești DELETE. Da? Cam asta e ideea. Majoritatea colorilor sunt de tip GET în, pe site-uri, dar na, când vrem să încărcăm ceva sau vrem să trimitem date mai complexe, completăm un formular și dăm click pe un buton, de obicei se face un POST. Ok, un mic exemplu ca să vă arăt clasele aferente, da, putem să folosim clasa URL din JavaNet. URL egal cu new URL. Presupun că știți ce e un URL, Uniform Resource Locator. Și să zicem aici http://google.ro. Da, o să mergem pe HTTP, nu pe HTTPS. Ăsta poate să arunce excepție. Așa că, uite, hai să-l mut în try-catch ca să nu mai complic. Da, deci după ce a pornit serverul pe portul 777, până în while true, face acest apel. Deci am un URL și apoi să am un URL connection, o conexiune, să zic connection, egal cu url.openConnection, da, deschid conexiunea și similar cu clasele de socket și server socket pe TCP, pot să zic connection.getInputStream, da, și obțin InputStream-ul ce conține mesajul cu care mi-a răspuns serverul, bineînțeles, eu InputStream. Să zic, pot să zic direct InputStream, că l-am mutat în altă funcție și nu mai am un alt InputStream în main. Bineînțeles, o să-mi răspundă cu codul HTML aferent. Având în vedere că eu am mers pe google.ro, îmi răspunde cu codul HTML pe care, de fapt, browserul l-ar randa mai departe și l-ar transforma din HTML în ceva vizual. Da? Aici o să fie doar text, fiind input stream. Da? Și atunci eu pot să citesc acest input stream ca și text și să-l afișez. O să citesc doar prima linie ca să nu mai scriu tot codul aferent, dar ca idee se poate face un input stream reader, la fel cum citeam din mesajele, din fișierele text. Input stream reader,
egal cu new input stream reader de input stream. Și buffered reader acum, ca să putem citi linie cu linie, să zic buffered reader egal cu new buffered reader de reader. Și pot să spun acum un sysout buffer reader punct readline. Da, o să citesc doar prima linie, altfel ar fi trebuit să fac un while true, readline e diferit de null, să tot concatenez liniile într-un string builder, eventual ca să-mi folosesc concatenare de stringuri. Dar mă mulțumesc cu prima linie. Da? Și așa s-ar face, de exemplu, așa s-ar folosi clasele aferente protocolului HTTP de data asta, pentru a face un call de tip GET și a obține textul aferent la codul HTML aferent unui site. Hai să testăm. Și dacă dau run, ia uitați, da, doc type HTML bla 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 și ăsta e codul aferent Google, cel puțin prima linie de cod, ele sunt mai multe. Ok, o să opresc serverul. În regulă, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună.